Cresa libera trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! În ediția de astăzi stăm de vorbă cu doamna subcomisar Mihaela Rădulescu din cadrul Serviciului de Ordine Publică din structurile Inspectoratului Județean de Poliție Buzău. De asemenea, avem invitat pe domnul Răsfan Mihai, comisar șef în cadrul Poliției Municipale Râmnicu Sărat, șeful Biroului de Ordine Publică. Am decis în ediția de astăzi să discutăm despre campania de prevenire a fraudelor din mediul online, dar și despre acțiunile ce viz Prevenirea și combaterea delinvenței juvenile și a victimizării minorilor. Vom discuta despre cauzele care duc la absenteism școlar sau la consumul de alcool și substanțe etnobotanice în rândul tinerilor. Ne mulțumim pentru prezență, le spunem bună seara, bine bună seara. ați venit. Bună seara. Doamna subcomisară Mihaela Rădulescu, recent am primit un comunicat de presă din partea Inspectoratului de Poliție Buzău, un comunicat în care ni se prezenta o campanie de prevenire a fraudelor comise pe internet. Înțelegem noi că sunt mai multe tipuri de fraude întâlnite în mediul online. Această acțiune a polițiștilor buzoieni s-a desfășurat în perioada 17-23 octombrie anul curând și are la bază o campanie, cum spuneam, de comunicare derulată pe rețelele sociale. Care este scopul acestei campanii? Într-adevăr, această campanie a fost inițiată la nivel mondial de către Europol, o campanie de prevenire a fraudelor intitulată Cyber Scam, care s-a desfășurat în perioada 17-20 octombrie 2018. Poliția română, ca și partener a acestei acțiuni, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Institutul de Cercetare și Prevenire, a diseminat aceste mesaje cu caracter preventiv către populație, atât în mediul online, cât și prin acțiuni, activități punctuale, întâlniri cu grupuri țintă, unde li s-au prezentat exact tipurile de fraudă desfășurate, precum și recomandări cum să nu devină victimele ale acestor fraude. Uh, au fost denumite sugestiv și pentru a se înțelege exact despre ceea ce este vorba, o să vă spunem o parte dintre ele. Uh, frauda tip uh, iubire prefăcută, uh, frauda tip uh, mesaj de la șef sau cumpărături online. Uh, despre acestea s-au uh, făcut, v-am zis, atât, li s-a descris atât modul în care ele sunt uh, Puse la punct de către autori, cât și recomandările, și cum să nu devenim victime ale acestora. Domnul Mihai Răzvan, să, cred că puteți să le exemplificați da. mai. Ca să bine. luăm pe fiecare în parte dintre aceste tipuri de fraudă, să facem referire în primul rând, la frauda de tip mesaj de la șef. Acest. <coughs> Modalitatea de fraudă, ar putea apărea în cadrul unei companii, unui agent economic în general, în care un lucrător, în principal cel însărcinat cu efectuarea de plăți, cel care are în fișa postului aceste atribuțiuni, primește un mail sau un link despre care consideră că este de la unul dintre oamenii importanței companiei, în vederea prin care îi se transmite să efectueze o anumită plată către un furnizor de servicii. I se aduce la cunoștință și un cont. La prima vedere, totul pare ok. Fără o verificare prealabilă minimă, plata va fi efectuată. Angajatul respectiv va trimite banii societății într-un cont fără a se ști cine este beneficiarul, cine este la capătul contului. Ulterior, când. <coughs> Reprezentantul agentului economic care a prestat serviciu sau care, cu care a avut o relație comercială compania respectivă solicită efectuarea plății, atunci realizează că plata s-a efectuată dintr-o greșeală, dintr-o neatenție, dintr-o lipsă de verificare către o altă persoană necunoscută. Atunci își dau seama oamenii că au fost înșelați. Pentru a se preveni o astfel de fapt ar fi bine ca angajatorul să acorde o mare importanță acestor metode, să își instruiască angajații în, acest, în această direcție, să elaboreze o procedură care să fie urmată în cadrul, în cadrul companiei, pas cu pas, să nu să facă rabat de la aplicarea acestei proceduri și să se verifice efectiv în cel mai mic amănunt, să se verifice mesajul care este primit, de unde anume, dacă consideră că este primit de la un om important din companie, de la un așa zis șef sau o persoană cu funcție mai importantă decât el, are posibilitatea de a-l întreba efectiv unde efectuăm această plată, ca să nu ne trezim ulterior că am fost fraudați, că a avut loc o înșelăciune. De să mai folosim și comunicarea directă, nu să ne bazăm doar pe, strict, strict mediul, pe online, mediul online, pe mail-uri și da. mesaje. Adică, cum a zis și dumneavoastră cum bine ați punctat, comunicarea directă între oameni trebuie să existe, să nu se renunțe la ea de tot, că din păcate cam în direcția asta să merge părere și părere acum. Deci sunt recomandări atât pentru angajatori, pentru cât, angajatori și pentru cât și pentru angajați. angajați. Apoi, în cadrul companiei am zis să fie pusă în aplicare această procedură, de asemenea, angajații să o respecte pas cu pas, să nu facă rabat, să nu că intervine rutina la un moment dat, intervine experiența, consideră că le știu pe toate, consideră că poate sunt societăți cu denumiri apropiate, poate este o societate care nu a colaborat niciodată cu agentul economic respectiv, care solicită efectuarea unei plăți care, în realitate tranzacția respectivă nu a avut loc. Sunt diverse forme de a crea prejudiciu unui agent economic în acest sens. Trecem la frauda de tip iubire prefăcută. Aici cred că toată lumea poate avea acces la un cont, la un profil al unei persoane. În general, autorii astfel, de, unor astfel de infracțiuni abordează, să zicem, prin sistemul ăsta de socializare diverse persoane, se prefacă, sunt îndrăgostiți de către aceasta, le solicită întâlniri, însă ei niciodată, în principiu, niciodată nu își arată, nu intră live cu persoane respective, motivând că Webcam-ul nu le merge, cam în permanență nu le merge și nu-și arată fața lor reală. În acest context, nici persoana cealaltă abordată nu știe dacă poza de profil, fotografia de la profilul contului, aparține celui care îi solicită toate datele. Este un capitol despre care am mai vorbit și în, da, alte, și în alte ediții. Sunt. sunt foarte multe tinere care cad victime acestor. Metode, chiar și bărbați, înțelegem, și în județul Buzău, cred că în trecut a fost înregistrat un asemenea caz. Cui aparține aici, cine ar trebui să intervină, cine are rolul decisiv pentru a preîntâmpina aceste situații? Pentru a prindă aceste situații, în special persoana în cauză este singura care se poate uh, apăra de astfel de, de fraude. Putem vorbi și de minori, de aceea. Da, da da, 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 da. Păi aceasta nu se aplică neapărat rețelele de socializare. Pe rețelele de socializare se pot face diverse infracțiuni. Asta, tip fraudă, este una dintre ele. Dar putem fi victimele numeroaselor altor tipuri de. Infracțiuni. important este să nu furnizăm date personale despre noi și despre familia noastră, să nu le publicăm pe contul de socializare, în situația în care le-am publicat să fim foarte atenți, că avem posibilitatea să ne setăm profilul și să ascundem unele informații, să le lăsăm publice numai prietenilor. De asemenea, parolele, că în mod normal ar trebui să fie secrete, nu trebuie să le divulgăm prietenilor, familiei, se pot, pot utiliza ulterior contul nostru pentru diferite alte activități despre care noi nu cunoaștem. De asemenea, dacă dorim să ne întâlnim cu o persoană, intenția noastră trebuie să fie clar cunoscută de cineva, fie că este vorba despre un membru al familiei, un prieten apropiat, cineva trebuie să știe cu cine ne întâlnim, unde ne întâlnim, ca să putem să avem un control. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la informațiile pe care le primim pe internet, fiindcă acestea nu tot timpul sunt adevărate și trebuie să le verificăm și din alte surse. Acestea pot fi online sau chiar de la persoane fizice autorizate. Să nu descărcăm programe sau orice alte linkuri de pe internet, să nu le accesăm, că de asemenea ne pot duce într o zonă necunoscută să nu răspundem mesajelor de la persoane necunoscute decât în situația în care avem o minimă identificare a acestora. Recomandările sunt multiple. Țin de noi, țin de familiile din care provin și de părinți. În situația în care discutăm de că despre minorii aceștia ar trebui supravegheați, să aibă un, un program, program prestabilit de acces la mijlocul acesta de socializare și controlat în același timp, și în situația aceasta putem să, să prevenim infracțiunile în mediul online. Deși la prima vedere, foarte mulți telespectatori pot spune, eu am grijă de contul meu, am grijă de discuțiile pe care le port în mediul online și mie nu mi se poate întâmpla. Sunt multe persoane care au căzut victime și acestor metode. Da. Foarte adevărat. Una dintre recomandări în cazul acestora ar mai fi de a se verifica profilul persoanei care te solicită prin căutări pe internet dacă a mai fost utilizat în altă parte. Acesta ar putea fi un indiciu că omul caută cu totul altceva și nu ce consideră persoana în cauză. Să nu transmită acestei persoane pe care nu o cunoaște, să nu-i transmită poze, clipuri care, ulter, care ulterior ar putea îmbrăca forma unui șantaj din partea acestuia. Să nu, de asemenea, să nu solicite, să nu răspundă solicitărilor persoane respective de a-i trimite anumite sume de bani. Pentru că scopul în final ăsta este de a se obține ceva material. Deci, persoana respectivă să nu intre în acest cerc vicios, ci să se sesizeze imediat Și... organele abilitate, Sigur da? da. Cel mai că... important lucru pe care toată lumea ar trebui să-l cunoască este că în momentul în care navigăm pe internet putem să ne oprim oricând oricând avem posibilitatea de a stopa în situația în care considerăm că este o, un caz dubios, un link dubios dacă vorbim despre fraude, sau un cont barcar dubios, sau un profil în situația în care discutăm despre acest, această fraudă tip iubire prefăcută. Oricând putem să punem capăt, oricând putem să, autorită, să anunțăm familia și chiar autoritățile dacă se impune. Mergem mai departe cu discuția, discutăm despre fraude cu investiții și cumpărături online. Da. Putem ne referim și la fraudele în domeniul cumpărăturilor online și aici sunt destul de multe persoane care se consideră înșelate sau care au fost înșelate. Efectiv, în primul rând, ca și recomandare, ar fi la momentul în care îți dorești să achiziționezi de pe internet un, un produs, de orice natură ar fi el, ar fi indicat să verifice prima oară dacă există recenzii de la alți cumpărători sau alți solicitanți de cumpărători de a cumpăra care s-au logat la site-ul respectiv și să ținem cont totuși în mare parte și de ce spun acei oameni. De asemenea, după ce produsul, cum se stabilește plata produsului, ori online, ori când ne parvine produsul, în schimbul unei taxe care nu este foarte mare, din ce am înțeles, atunci când vine curierul, pachetul respectiv în care este adus produsul poate fi verificat și atunci îți dai seama dacă este vorba de o înșelăciune sau despre o tranzacție serioasă. Deci, înainte de toate, verificarea seriozității site-urilor da, respective. Sigur că, da, sigur că da. De asemenea, ce am mai întâlnit în practică. Își găse, vor să-și vândă telefonul pe care îl au, un telefon destul de frumușel, de, are destul de multe aplicații, ce face el acolo, diverse lucruri, că e scump, că e firmă, că cum este, vrea să-l vândă, găsește cumpărător în Anglia. Închipuiți-vă care sunt șansele ca acel telefon să fie vândut, în schimbul lui să fie trimis o sumă de bani, așa cum s-a înțeles cu persoana respectivă pe net sau pe la telefon. Atunci trebuie să renunțăm la naivitate la și. Ideea asta. Da, da. Și îl dai unui curier și ajunge telefonul, te ceri cu curierul și atât. Nu știm unde. Și atunci se apelează la organele de poliție, se efectuează cercetări sub aspectul comitării infracțiunilor de înșelăciune. Oricum, tranzacțiile bancare trebuie să ținem cont și de acest lucru, că toate tranzacțiile bancare sunt desfășurate numai de către adulți. Și așa că părinții trebuie să aibă mare grijă să nu comunice datele cardurilor copiilor, fiindcă aceștia pot accesa de unii singuri și pot ajunge în situația de a fi victime unei, victimele unei posibile fraude. Și vreau să le spuneți telespectatorilor ce reprezintă acele scrisori nigeriene. De uh, tipuri de fraude întâlnite în mediul uh, online și uh, tacticile folosite de infractori informati sunt uh, foarte inovative și foarte greu de detectat. Spuneam că vreau să discutăm în ediția de astăzi și despre acțiunile ce au vizat și vizează prevenirea și combaterea delinvenței juvenile și victimizarea minorilor. De la debutul anului școlar și până în prezent, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Buzău au desfășurat multe campanii în unitățile de învățământ, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Recent, în municipiul reședință de județ a fost realizată o astfel de acțiune, mai precis pe data de 17 octombrie. Angajații inspectoratului au fost angrenați în acțiuni și au vizat prevenirea și combaterea delinvenței juvenile. Au, fost, au av fost, avute în atenție situațiile de absenteism școlar, au fost efectuate verificări în zona unităților de alimentație publică din imediată a școlilor. Doamna subcomisară Dolescu. Da, aș dori să încep un pic cu o prezentare generală, cu ceea ce înseamnă uh, instituția Poli uh, poliției și implicarea acesteia în uh, prevenirea delicvenței juvenile. Uh, pentru anul școlar uh, 2018-2019, avem în derulare Planul Teritorial Comun de Acțiune la nivelul județului Buzău pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, plan teritorial care se desfășoară în parteneriat cu instituția Prefectului Consiliu Județean, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău, precum și Inspectoratul Școlar Județean Buzău. Toate activitățile noastre se desfășoară în comun de către toți partenerii și, în special, de fiecare în parte pe domeniile de activitate, și vizează siguranța elevilor în unitățile de învățământ. Înainte de debutul anului școlar, s-au verificat toate unitățile din punct de vedere al existenței fizice pe teren, precum și al sistemelor de pază. La nivelul județului Buzău sunt 517 unități de învățământ, atât cu personalitate juridică, cât și fără personalitate juridică. Pentru fiecare dintre ele a fost întocmit un dosar de obiectiv, care cuprinde atât date privind unitatea respectivă, cât și activitățile desfășurate de fiecare polițist responsabil în parte. Tot în baza acestui plan au fost elaborate lunar de la nivelul serviciului de ordine publică și săptămânal, de la structurile arondate, planuri de acțiune cu privire la tocmai la prevenirea acestei deligvențe juvenile și a absenteismului școlar. Într-adevăr, ultimul a fost în data de 17 octombrie. Rezultatele au fost semnificative în sensul că au fost identificați elevii ce absentau de la unitățile de învățământ, au fost conduși la unitățile de poliție, s-a luat legătura cu aparținătorii, s-a luat legătura cu unitatea de învățământ a cărei elev era respectiva persoană găsită și s-au făcut informări către Inspectoratul Școlar Județean la nivelul poliției Râmnicului, Râmnicul Sărat? Sigur, în baza acestei acțiuni inițiate la nivelul IPJ Buzău, s-a acționat și pe raza municipiului Râmnicul Sărat, pe linia prevenirii delinvenței juvenile și a victimizării minorilor. Unul din obiectivele principale a fost acela de a depista pe raza municipiului elevii care absentează nejustificat de la orele de curs. Au fost verificate de către polițiștii de ordine publică și de investigații criminale Verificări au fost verificate cafenele, baruri, săl de biliard, cazinoul pe care îl avem pe raza municipiului, agențiile de pariuri, elevii care au fost depistați că absentează nejustificat, au fost conduși la sediul poliției, unde au fost, datele au fost introduse în bazele existente. După această întreagă procedură, au fost predați reprezentantului legal părinte sau cadru didactic. Deci au fost depistați în aceste da, unități da, de alimentație da. publică, da? da? Da, 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 În cazul în care s-a constatat că în această perioadă elevul minor respectiv a fost autor al unei infracțiuni sau au comis acte de vagabondaj, s-a procedat și la sancționarea contravențională a părinților în baza legii 61 per 91. De asemenea, tot cu ocazia acestei acțiuni, polițiștii de proximitate au desfășurat activități în unitățile de învățământ, unde au avut întâlniri cu elevii, cu cadrele didactice și chiar și cu comitetele de părinți și la inițiativa cadrelor didactice, care au indicat o serie de elevi care au un anumit comportament necorespunzător la orele de curs. Polițiștii de proximitate au procedat la consilierea acestora și îi au atent sub observație pentru perioada următoare când se dispună măsuri. Și care credeți că sunt cele mai mari probleme întâlnite în rândul elevilor buzoieni? Atât în municipiul Buzău, bineînțeles, cât și în municipiul Râmnicu-Sărat. Un prim exemplu a fost dat, absenteismul școlar, tocmai de aceea ați și intensificat aceste acțiuni în rândul tinerilor. Eu vreau să precizez că, la nivelul județului Buzău, nu există o situație operativă cu privire la infracționalitatea în unitățile de învățământ. Într-adevăr, sunt sesizate fapte mărunte și unele dintre ele chiar normale, ca să spun așa. Elevii. Elevii, într adevăr, au un comportament de cele mai multe ori disciplinat, dar sunt copii până la urmă. În unitățile de învățământ în pauze se joacă, se mai împing și de aici ajungem la o sesizare pe 112 și la un eventual dosar pe lovire sau alte violențe. Dar nu sunt cazuri grave și nu avem la momentul actual o situație deosebită. Putem să le transmitem ceva recomandări pentru a se evita chiar aceste situații minore. În primul rând pentru părinți să nu îi trimită la școală având asupra lor bunuri de valoare, telefoane mobile, bani și să fie ostentative sau ținute la vedere aceștia când totuși au asupra lor asemenea bunuri să le păstreze în ferite, în ghiozdane, în vestiare, pe traseul de defluire către casă, de asemenea să-și țină lucrurile în buzunare sau în genți pe care să le aibă asupra lor. Să nu lase bunurile în bănci sau în, pe holurile, coridoarele unităților școlare Să aibă o conduită normală cu colegii Să nu se împingă, să nu vorbească pe urât, să nu își adreseze cuvinte și expresii jignitoare Și aceste lucruri, pe lângă ceea ce face cadrul didactic în interiorul școlii Ține foarte mult și de educația primită de aceștia în familie Bineînțeles. La școală stau câteva ore pe zi, acasă tot restul timpului. Tocmai de aceea sunt și acele campanii pe care dumneavoastră le aveți în vedere, atât cu părinții, cu elevii, cât da. și cu cadrele didactice pentru respectarea unor norme normale de viață. Aici vreau să mă intervin, dacă îmi permiteți. Vă rog. În cazul elevilor care au fost depistați cu acestea, în, caz, în cadrul acestor acțiuni, că absentează de la cursuri, au fost înaintate informări către instituțiile de învățământ, solicitându-le să dispună măsuri conform regulamentelor școlare și ulterior să ne răspundă cu rezultatul acestora. În apropierea unităților de învățământ, chiar în zona adiacentă, au fost desfășurate cu aceste ocazii și activități pe linie rutieră, tocmai pentru a preveni ca elevii să devină victime a unor evenimente neplăcute rutiere. 哦。Oh. Da, spuneați dumneavoastră că nu au fost înregistrate cazuri deosebite de violență școlară. Eu vreau să reamintesc faptul că atât dumneavoastră cât și unitățile de învățământ permanent derulați programe ce au această uh, tematică, combaterea cazurilor de violență școlară, deși mai sunt uneori mici conflicte, probabil directorii unităților de învățământ nu le dau publicității, uh, se ajunge ca în situația în anumite situații tinerii să-și rezolve singuri problemele. Și ne spunea și doamna sub comisar Rădulescu că aveți un plan de măsuri și un dosar pe fiecare unitate de învățământ și probabil săptămânal trageți concluziile. Ce se întâmplă în fiecare unitate de învățământ de la nivelul județului Buzău? De la nivelul... Poliției, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, fiecare uh, structură are desemnat un polițist responsabil cu o unitate de învățământ, iar din cadrul unității școlare este desemnat un profesor profesor uh, responsabil cu această legătură între poliția și unitatea școlară. Uh, polițistul de proximitate este cel care se ocupă aproape de unitatea de învățământ, este cel care se deplasează uh, dacă nu zilnic, uh, permanent, săptămânal, la unitatea de învățământ, care desfășoară activități în cadrul orelor didactice, în cadrul orelor de dirigenție, care păstrează uh, legătura aceasta apropiată, că până la urmă trebuie să-l privească uh, ca pe un prieten acei copilași uh, și profesorii de asemenea. Și eu cred că acesta este motivul pentru care uh, lucrurile funcționează cât de cât normal în unitățile școlare din, din județul Buzău. Și principalele măsuri de prevenție în aceste situații ar fi, pe lângă intervenția dumneavoastră, pe lângă comunicarea cu părinții și cadrele didactice, și un regulament școlar foarte strict. Există un regulament școlar pentru fiecare unitate de învățământ care este aplicat la nivelul unității respective și monitorizat de inspectoratul școlar. Mai apare și mai intervine și rolul consilierului psihopedagogic din unitatea Asta respectivă. În situația în care există o stare conflictuală în incinta unității de învățământ, automat polițistul responsabil ia act de acest lucru și cazul este îndrumat către respectivul consilier psihologic care îl monitorizează pe o perioadă limitată de timp. Pentru că am vorbit de, cazurile de violență dintre elevi există? Ați înregistrat uh, sau puneți în dezbatere și cazurile de violență elev-profesor sau profesor-elev? Deci orice situație de această natură de care, spre care suntem sesizați, polițistul de proximitate se deplasează la fața locului la solicitarea în principal a conducătorului unității de învățământ, evaluăm situația și dacă se conturează comiterea unei infracțiuni, când vorbim de violență, se întocmește dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe, faptă prevăzută de articolul 193 din CP. Există și posibilitatea ca la rândul lui elevul să fie agresat de către cadrul didactic. Avem și situații genul ăsta, sau am avut. În această situație intervine infracțiunea de purtare abuzivă. Dacă aspectele petrecute nu îmbracă caracterul penal și se poate rezuma totul la o contravenție. Se aplică, se aplică această sancțiune contravențională elevului sau persoanelor implicate, dacă întrunesc condițiile din punct de vedere al vârstei. Dacă nu, vorbim cu părinții și stabilim actul respectiv comis de elev și poate fi sancționat părintele. În cazul acelor elevi pe care dumneavoastră i-ați găsit în urma acțiunii în da. diferite baruri, restaurante și așa mai departe, sunt sigură că părinții știau că, că sunt la școală. Sunt, sunt la școală, da. da. Și mai departe ați spus că s-a ajuns la sancționarea părinților, da. da? Da. Deci părintele tot timpul și asumă uh, acest lucru de a cunoaște ceea ce, ce face copilului. Dacă copilului este la școală, nu este la școală, comite acte de vagabondaj, părintele este pasibil sancțiune contravențională. Pe această temă ne-am întâlnit aici la Presa Liberă Trecere chiar zilele trecute cu reprezentanți unor unități de învățământ din municipiul Râmnicu Sărat și discutam despre măsurile care se pot lua pentru uh, evitarea, dacă nu stoparea, acestui fenomen și se avea în vedere și existența unui catalog virtual. Pentru că tot am discutat mai devreme de internet și de preocuparea noastră zilnică, părinții pot avea și acest mijloc de informare. Bineînțeles, unii dintre părinți mai greu cu cei, probabil mai greu cu cei din mediul rural. Da, este o măsură binevenită și din partea noastră, așa avem și noi un control, așa putem, putem solicita verificările mult mai facil și mai repede asupra elevilor problemă, să cunoaștem și prezența acestora la orele de curs, da, ar fi utilă pentru noi și pentru ei. Și agenții economici respective au fost sancționați, sunt posibil, bineînțeles, nu? De... Agentul respectiv... Un agent economic poate fi sancționat prin reprezentantul său legal, prin administrator, în cazul în care servește băuturi alcoolice minorilor, comercializează țigări către minori sau țigări la bucat. În cazul minorilor vorbim. Dar, Dar partea... nu pentru prezența minorului în timpul orelor dacă... de curs în acea unitate, nu? Da, și dacă bea o Coca-Cola, nu. Chiar dacă elevul era în timpul... Oarelor. Aici intervine părintele, cadrul didactic, elevul. Dacă vreți să veniți și cu alte recomandări, tot am discutat mai devreme despre mediul online și despre fraudele economice care pot apărea. Aș vrea să revenim la un subiect, domnule comisar da. șef, la scrisorile să nigeriene. Am sunt da? prea repede peste scrisorile nigeriene. Am înțeles că este o țeapă care a luat amploare la momentul acesta în mediul online se referă la un mesaj cum că ar veni din partea unui prinț nigerian cu o avere fabuloasă și pentru a-i rămâne în continuare această avere ar, ar, ar a primi recomandări și este indicat să o transfere în mai multe conturi. Este o țeapă, se numește și 416 așa este codificată și în acest context nu face decât să caute persoane vulnerabile pe internet, cărora le solicită date privind conturile lor bancare, cu promisiunea că automat vor primi și ei atâta timp cât o sumă importantă de bani va sta în contul lui și va primi și el o sumă consistentă, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Și, în acest context, îi află datele, primește și suma respectivă din partea, ca o taxă din partea persoanei vătămate și ulterior poate accesa contul bancar al acestuia. Deci atenție maximă da. pentru a nu cădea victimea. Atenție victime. cu cine se intră în discuție. Nu cunoști, nu te pricepi, vezi de treabă. Cam asta e deviza. Aceeași recomandare, doamna subcomisar, și pentru copii, pentru că sunt foarte multe pericole pe care cei mici le pot întâlni în mediul online, deși nu au vârsta necesară. În mulți au rețele de, cont, pe rețelele de socializare. În, prin, în principiu, aceleași recomandări se aplică și uh, copiilor. Evitați, în principiu, v-am zis, părinții sunt cei responsabili cu. Uh, accesul copiilor la, în mediul online. Acesta trebuie foarte bine controlat. Am explicat contul trebuie cunoscut de către părinte și chiar să aibă acces la acesta, cunoscând parolele. Trebuie stabilit un program exact cu copiii când aceștia au voie să acceseze mediul online și cât de mult se poate urmări, am înțeles că există chiar și ceva programe care pot uh, stoca informațiile și ulterior pot fi transmise direct pe dispozitivul părintelui dar dialogul fundamental între părinte și copil nu îl va înlocui niciun program pentru că și cei mici sunt foarte isteți și probabil mult mai isteți decât mulți dintre adulți și știu ei cum să fenteze, dacă nu este permis acest termen și aceste programe și parole. Automat, relația dintre părinte și copil și a explica părintele ceea ce este bine și ceea ce este rău, nu poate fi înlocuit cu nici cu recomandările noastre preventive. Însă, din păcate, există această lipsă de comunicare, mai ales pe fondul că unul dintre sau ambii părinți sunt plecați în străinătate, copiii sunt lăsați în grija unor bunici care nu au acces sau nu au cunoștințele necesare despre acest mediu online. Și aici intervenim noi, aici intervin profesorii, aici intervine consilierul psihologic pentru a le aduce la cunoștință primeștile la care se pot expune aceștia. Considerați că elevii buzoieni se simt în siguranță la școală? Da, din punctul meu de vedere, da, aceștia sunt în siguranță și ar trebui să fie în siguranță. V-am zis, uitându-mă pe situația infracțională de la nivelul județului Buzău, unde nu înregistrăm cazuri de mare violență de faptul că toate unitățile de învățământ sunt monitorizate video, mm. sunt, cel puțin la Râmnicu Sărată, cunoscând situația, sunt organizate patrule zilnice în imediată apropiere a unităților de învățământ pe traseul și elevilor. În special, Vă rog. mă scuzați, și în special la ieșirea de la cursuri, mai ales când deja afară e întuneric la orele 19-19.30, patrulele de poliție, atât de la Poliția Națională cât și de la Poliția Locală, eu ținând foarte bine legătura și am o legătură foarte bună cu Poliția Locală, patrulele respective sunt în zona unităților de învățământ, mai ales aici la Liceul Victor Frunză, unde mulți elevi sunt din mediul rural și așteaptă în stațiile de autobuz, cât și de la Liceul Economic, unde de asemenea cei mai mulți dintre elevi, cred că sunt din mediul rural, foarte mulți, foarte mulți ies la orele 19-19.30 și se îndreaptă către zona gării sau către zona primăriei de unde iau microbuzele către localitățile de domiciliu. Acolo încercăm să fie prezentă patrulă de poliție atât de la Poliția Națională cât și de la locală în fiecare zi. Și, încă o dată, vă rog să le recomandați elevilor, sau, dacă părinții acestora urmăresc ediția, să le reamintească, să insiste pe acest aspect, să nu lege prietenii cu persoane necunoscute, fie că vorbim de viața reală, fie că ne aflăm în mediul virtual. Da, fie că este vorba despre mediul online, fie că este vorba de viața de zi cu zi, trebuie ținut cont ca acești copii întotdeauna să fie îndrumați să nu vorbească cu necunoscuți, să nu le dea acestora indicii cu privire la imobilul în care locuiesc, cu privire la situația financiară a părinților, cu privire la programul de lucru al părinților, să nu primească în casă necunoscut, indiferent de calitatea pe care aceștia și-o declină, să evite deplasările pe timp de noapte, mai ales însoțiți de persoane necunoscute sau mai puțin cunoscute să nu se deplaseze în zone izolate, plăturalnice, neiluminate, să nu intre în grupuri dubioase, în grupuri de tineri care nu sunt de vârsta lor sau nu provin din același mediu cu aceștia. De asemenea, să nu riposteze la o eventuală agresivitate verbală, fiindcă de aici se ajunge la un conflict și la o eventuală infracțiune. Să nu se lase dominați de tentațiile vârstei, și aici vorbim despre alcool, vorbim despre tutun, droguri, bine, nu se pune problema, dar trebuie adus la cunoștință că tentațiile sunt peste tot. De să evite, să nu intre în anturajele dubioase, să evite frecventarea acestor locuri Cam. unde se consumă alcool și au cunoștință că s-ar consuma și alte substanțe. În principiu ei trebuie să își formeze un grup de uh, copii de aceeași vârstă, care au aceeași, aceleași preocupări, care provin de la aceeași unitate de învățământ sau chiar de la altele, uh, să evite a intra în uh, contact cu persoane care nu sunt, sunt în abandon școlar, care nu frecventează uh, cursurile sau care sunt cu vârste mai înaintate. Fiindcă nu, sigur nu au aceleași preocupări. Înțelegem că multe dintre acțiunile și campaniile derulate vă aparțin dumneavoastră, reprezentanților poliției, dar sunt și propuneri din partea unităților de învățământ. Sunt școli, profesori care vin cu această inițiativă, vor ca la ora de dirigenție să discute pe teme rutiere despre ordinea și siguranța publică. Având, sigur, în, uh, sigur. Da, având în vedere faptul că polițistul de proximitate, v-am spus, că este în permanență în unitatea de învățământ, pe lângă activitățile desfășurate de acesta pe subiectele sensibile sau pe care dânsul le consideră sensibile, sunt și solicitări din partea cadrelor didactice, la orele de dirigenție, în funcție de problemele identificate de uh, respectivul profesor în uh, respectiva clasă. Dar sunt polițiști de proximitate la noi, la Râmnicu Sărat, <coughs> care au ajuns la un acord cu conducătorul instituției de învățământ ca o dată pe săptămână într o anumită zi la o anumită oră să meargă la o clasă și să discute diverse probleme pe toate liniile pe care le atingem cu ce ne confruntăm noi cu ce se mai confruntă societatea cu ce se mai confruntă elevii. Și tot așa discuția să fie interactivă, să se atragă la participare și elevii, adică să nu Mergem acolo să-i expunem și ei, ori înțelege, ori nu înțelege, asta este. Să fie și ei destul de antrenați în discuții. Dar ei discuții vă adresează de... întrebări, da, da. da? Unele școli, da, unele nu. La unele, da, la unele nu. De asemenea, sunt situații în care directorul școlii, apărându-i o situație neprevăzută, referitor la conflicte între elevi, care sunt inevitabile la un moment dat imediat ia legătura cu polițistul de proximitate, îl solicită în școală și se aplanează totul din fașă, să zicem, ca să nu degenereze. Dacă îmi permiteți și dacă mai avem timp la dispoziție, vreau să veniți cu câteva recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și autoturisme, pentru că am văzut recent în municipiul Buzău au fost înregistrate două furturi din locuințe comise, cum spunea pe raza municipiului Buzău. Principalul bănuit a fost identificat. Este vorba de un tânăr în vârstă de 19 ani din Buzău. Domnule comisar șef, am mai discutat despre acest aspect, dar așa cum situațiile tot apar, se impune să venim în continuare în atenția telespectatorilor cu aceste mesaje. În acest context, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău este implementat proiectul, programul pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Într-adevăr, la Râmnicu Sărat, nu a fost un fenomen în ceea ce privește locuințele. La începutul anului au fost câteva spargeri de locuințe pe fondul plecării proprietarilor în alte țări aflându-se la muncă și case care păreau abandonate. Dar a fost uh, practic o invitație o, da? și o perioadă. Pentru... Practic la momentul ăsta nu, nu au mai fost evenimente în acest sens. Uh, de fiecare dată în emisiune am adresat aceleași recomandări. Să Prima, cea mai simplă, să închidă ușa la intrarea în apartament când pleacă de la domiciliu, ceea ce mulți ignoră total această recomandare. Au fost discuții cu asociațiile de proprietari, chiar și doamna Mihaela Rădulescu a venit de la Buzău odată la o întâlnire în care am adunat la sediul Poliției Mână Sărat Sărată administratorii și președinții asociațiilor de proprietari din municipiu și prin dumnealor de asemenea s-au trasat recomandări care la rândul lor să le expună oamenilor în sensul montării la scările de bloc de sisteme tip interfon, montării sau amplasării de sisteme de camere video, măcar în zona asociațiilor de proprietari unde se mai manipulează și sume de bani. Dacă este posibilitatea și dacă e o scară de bloc, este binevenită o cameră de, de luat vederi, care ajută foarte mult nu numai în, în a-l împiedica pe un autor, un potențial autor al comiterii unei infracțiuni, ajută și orice cameră amplasată într-un anume loc, ajută ulterior într-o cercetare care se efectuează într-o faptă cu autor necunoscut. Și recomandări au au fost de-a lungul timpului tot așa să nu-i expună pe în rețeaua asta de socializare în Facebook când pleacă de acasă, cât stă și când vine, că s-ar putea să nu mai găsească cum a lăsat. Și probabil un uh, vecin uh, să da, supravegheze... Deci, un vecin dacă are de încredere bine. să mai apese pe clanța de la ușă din când în când, să vadă dacă totul e în regulă, dacă toate la locul lor, poate să-i lase și o de la apartament dacă are încredere în el. Deci, prudență maximă și multe măsuri simple la prima vedere pe care le putem lua. Da, care permanent au fost transmise către cetățeni și sperăm ca măcar o parte dintre ele să fie implementate. Uh, având în vedere că victime potențiale ale infracțiunilor de contrapatrimoniu sunt, în special, persoanele vârstnice, uh, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității chiar a realizat un studiu asupra acestor persoane, asupra situațiilor premise, situațiilor de risc și asupra factorilor de risc care duc la uh, săvârșirea acestor uh, infracțiuni contrapatrimoniului. Uh, așteptăm și noi cu în nerăbdare rezultatul, fiindcă putem să identificăm mult mai bine cum putem să înlăturăm acești factori de risc și să le transmitem ulterior populației? Și mai ales să vârstnicii să nu deschidă ușa, să nu răspundă la interfon dacă sunt persoane necunoscute, dacă sunt persoane dornice să vândă un produs. Cum spuneam, prudență, maximă. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile furnizate în ediția de astăzi, pentru prezență și vă așteptăm în continuare cu informații din activitatea noastră și cu recomandări pentru noi, cetățenii județului Buzău. Mulțumim doamnei subcomisar Mihaela Rădulescu și domnului comisar șef Mihai Răzvan și dumneavoastră vă mulțumesc. Mâine seară vă dau întâlnire aceeași oră 19 la TV Sat la Presa Liberă Trecere. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa libera trecere.